Primăria municipiului Suceava a atras de la Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență suma de 26,5 milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii școlare. Două colegii tehnice din municipiul Suceava, Samuel Isopescu și Alexandru Ioan Cuza, vor fi reabilitate și dotate de administrația locală în vederea calificării forței de muncă prin învățământ dual. Iată că avem acest proiect foarte important, Edu Digital, Unități de Învățământ Preuniversitare și Performante Municipiul Suceava. Este un proiect mare de 32 de milioane de lei, peste 6 milioane de euro. Deja au venit primele componente pe partea de IT și 5 colegii și-au dotat laboratoarele de informatică. Discutăm de Colegiul Tehnic din Industria Alimentară, Colegiul Economic Dimitri Cantemir, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Tehnic Samuel Isopescu și Colegiul Tehnic Petru Mușat. Au adus, s-au achiziționat deocamdată în valoare de 353.614,45 de lei, table electronice, camere de luat vedere, copiatoare, sisteme de sunet, servere de stocare, rute și așa mai departe, echipamente electronice. Și nu ascund faptul că m-au sunat directorul acestor școli, care erau foarte bucuroși că au primit echipamente foarte bune, de mult așteptate în ceea ce privește digitalizarea școlilor.